Vă salut, dragilor! Astăzi vreau să fac un scurt clip despre... Am comandat plante de pe internet. Nu vreau să dau denumirea de pe site-ul de unde am cumpărat până nu deschid acest colet. Vreau să văd exact ce se prezintă înăuntru și să vă arăt. Am comandat 3 plante, nu mai mult. 2 hortensii. Sunt hortensii pe care eu nu le am și îmi plac foarte mult. Se numesc hortensii silver dollar, dolarul de argint în traducere românească. Și un curmal chinezesc, care, din câte m-am uitat pe net, arată foarte fain. Mi îmi plac foarte mult curmalele, deși că nu este un curmal cum ne-am așteptat noi să fie curmalii. Este un curmal, fructele arată altfel. Dar vreau să văd exact ce mi-au trimis oamenii aceștia. Și apoi, dacă sunt mulțumit, o să vă și spun de unde le-am comandat. După, nu știu dacă se vede, m-au costat cu tot cu transport 100 de lei. Au fost aproximativ 25 de lei fiecare hortensie, cu încă 25 de lei curmalul chinezesc și apoi 30 de lei transportul, aproximativ. Deci ar fi 100 de lei. Eu numai ce le-am primit ieri și acum vreau să mă pun să le desfac. Să văd exact dacă... Să văd pur și simplu cum arată plantele. Nu știu exact de ce mi l-au trimis într-un colet atât de lung. Poate o fi planta destul de înaltă. Dar haideți să o desfac și să vă arăt. Chiar și eu comand de pe internet din cauza că plac plantele, nu mă pot abține. Nu mă pot abține, vă spun sincer. Și de fiecare dată când văd pe un site câte o plantă nouă, mă risc să cumpăr din cauza că îmi plac. De exemplu, la lavandă, avem undeva la vreo 17 soiuri de lavande. Sincer, când vine lumea la câmp și ne întreabă și asta ce culoare e, și asta ce culoare e, și eu le spun la toți, domne, mie îmi plac. Sunt colecționar de plante și cu atât mai mult de lavande. Ok, deci nu trebuie să mă duc până jos, fiindcă pot să le trag. Ba nu, hai să nu mă risc. Așa. Totuși să nu. Așa, am rezolvat-o. Împachetarea este... pare cât se poate de ok, deci nu este, chiar e ok, așa, și ce am primit aici sunt cam așa, ok, haideți să vedem despre ce e vorba. Da, le-au cam căzut frunzele, e normal să le cadă frunzele. Ok. Deci mi-au trimis... și-am comandat și un călin. Am uitat de el, da, călinul. Îmi place foarte mult cum arată ca și plantă călinul. Face florile exact ca și hortensia. Arată foarte fain, mi-i place. Am și uitat. Deci sunt 4 plante. Erau mai ieftine de 25 de lei. Clar. Așa. Și așa. Bun, deci am rezolvat cu despachetatul. Am împins în cameră. Cam așa se prezintă hortensiile. După cum vedeți, sunt împachetate în această folie neagră. Dar ce sunt eu foarte curios, mult mai curios decât atâta, este cum se prezintă rădăcinile, fiindcă e foarte important. Mi-au scris cu pixul. Silver dollar. Chiar sunt curios la toate să le văd rădăcinile. Ok. Sistemul radicular e destul de bine dezvoltat.
Eu hortensiile o să le bag direct în pământ din cauza că am și locul pentru ele. Știu exact unde am de gând să le pun. Și hai să vedem și a doua. Ghivecele se vede clar că au fost bușite de către cei de la transporturi. E, în schimb, aceasta nu prea are cine știe ce rădăcini. Na, mergem mai departe. Se vede că clar că le-au pus un îngrășământ cu eliberare treptată. Aici, pe partea asta altă, se vede un pic mai bine. Să zicem că este acceptabil, că dacă stau bine să mă gândesc, a fost, cred că, undeva la 17 lei sau 12 lei hortensia. Nu mai știu exact, că le-am comandat de pe net. Dar puteam să aștept să mă duc să mi le iau de la un Hornbach Dedeman, dar am zis că nu. Vreau să văd exact ce se întâmplă pe cu acest site. Un călin. Chiar sunt curios să văd și la acesta rădăcinile. Ok, rădăcinile sunt destul de bune la acest călin. Ăsta nu știu când o să-l plantez. Îl duc la cultura de lavandă, o să-l duc. E, aveam așteptări, trebuie să recunosc, mai mari de la acest curmal. Eu am crezut că... Curmal. Arată un pic cam trist acest curmal. Se pare că rădăcini are aici, dar... Da, hai să vedem. Da, probabil numai ce a prins câteva rădăcini. Da, nu mi se pare neapărat, și a fost destul de scump ăsta, că curmalul acesta știu că a fost destul de scump din cauza că era redus de la 50 de lei la 25 de lei. Ăsta știu sigur. Dar sincer, 25 de lei, hai să zic, 50 de lei clar n-aș fi dat pe el. Nu știu de ce sunt așa de scumpi acești curmali chinezești. E clar că eu nu pot să-l... E clar că nu pot să-l dau afară, să-l plantez afară acesta. O să-l pun într-un ghiveci și o să-l pun în casă. Și vedem exact mai departe ce o să se întâmple. Deci, cam așa se treaba cu plantele acestea. Acum, o să vă spun... site-ul de unde le-am comandat, de pe planteieftine.ro, evident, că sunt ieftine, teoretic. Rămâne la atitudinea dumneavoastră dacă vreți să cumpărați de la ei. Eu nu le fac reclamă, că e prima oară când cumpăr de la ei, Doamne ferește. Și pentru 12 lei fiecare plantă, mai puțin curmalul care a costat 25 de lei, Stabiliți dumneavoastră dacă se merită sau nu. Am văzut că pe pagină nu au foarte multe produse, nu au foarte multe plante. Da, e la atitudinea dumneavoastră. Eu o să le pun în... astea două sigur o să le bag în pământ. Asta nu știu exact, călinul nu știu exact unde o să-l duc. Poate îl plantez și pe acesta tot într-un ghiveci mare. Cu siguranță curmalul chinezesc o să-l pun într-un ghiveci. Nu știu exact dacă curmalul chinezesc este viu sau nu aici. Da, nu știu dacă e viu sau nu. Dacă îl zgâri un pic și văd exact dacă e verde sau nu. El nu mai are deloc frunze, ceea ce... Da, pare verde. Pare verde. O să-l țin în solar și o să-l protejez cât de cât, deși am înțeles că el rezistă undeva până la minus 20 de grade. Ok. Cam atâta pentru astăzi. Unboxing-ul de plante, cum ar veni. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la clip. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!